În pofida discuțiilor pe care le-a avut privind denuclearizarea țării, în special cu Donald Trump, liderul nord-corean Kim Jong-un a asistat la testarea unui nou tip de rachetă în Coreea de Nord. Liderul de la Phenian a supravegheat testarea unei noi arme tactice ghidate cu putere de foc, potrivit mass media de stat nord-coreeană. Kim Jong-un a descris testul drept un eveniment foarte important pentru a spori puterea de luptă a armatei poporului nord-corean, potrivit acelorași surse. Liderul însuși a condus testul de fotografiere care a fost direcționat pe mai multe ținte. Aceasta este a doua oară când Coreea de Nord susține că a efectuat un test de arme de la începutul negocierilor din 2018 cu Statele Unite privind programele sale de rachete balistice și de arme nucleare.